Vreau să discutăm despre o problemă. De fapt, prin acest videoclip vreau să pornesc o discuție despre o problemă pe care eu o am și poate o aveți și voi, nu știu, sper să-mi spuneți în comentarii și să-mi spuneți și ce soluție ați găsit, dacă ați găsit, dacă urmați vreun tratament sau ceva. Acum, știu că probabil varianta cea mai bună ar fi să merg la un dermatolog, dar am încercat să mă informez pe internet, să vedem ce se poate face acasă și să văd dacă obțin rezultate și dacă nu obțin rezultate, probabil că o să ajung la un dermatolog să-și dea cu părerea despre ceea ce se numește keratosis pilaris, dacă nu mă înșel. Am intrat pe internet, zic, hai să văd ce face internetul când apare problema asta, că n-are cum să fiu eu singura și nu sunt singura. Am văzut fel și fel și fel de sfaturi și de la medici dermatologi care au clipuri pe YouTube și de la alte persoane care pur și simplu au încercat diverse soluții. Și, în primul rând, am mers pe varianta asta că ar fi o piele foarte, foarte uscată, care se adună acolo niște celule la rădăcina firului de păr și de asta are aspectul inestetic. Și zic, hai să văd ce pot să fac din acest punct de vedere. Peste tot am văzut următorul sfat, să folosești un AHA, adică un exfoliant chimic de tip AHA. Acești exfolianți de tip AHA sunt mai degrabă potriviți pentru pielea uscată, pentru că cumva au și proprietatea de a menține apa în țesut și de a hidrata mai bine pielea, spre deosebire de BHA, care acționează cumva mai la suprafața pielii și BHA-ul, adică acidul salicilic, este cel mai cunoscut BHA, este foarte ok pentru un ten gras. Folosesc BHA pe față uneori, dar pe corp nu. Deci, un AHA, hidratare, atenție la epilat, de exemplu, dacă folosești lama, eu oricum folosesc lama și am aruncat-o. Dacă încep o lamă nouă și am folosit-o foarte, foarte puțin și nu e cazul, nu e tocită și nu trebuie aruncată, am grijă să o depozitez undeva unde este uscat, nu este abur și apoi să o dezinfectez când vreau să o folosesc chiar. Deci am exclus faza cu lama. Alte sfaturi erau să folosești în loc de spumă de ras. Eu oricum nu folosesc pe picioare spumă de ras, adică nu. Pur și simplu gelul de duș, săpunul, cu ce mă spăl și se face așa un clăbuc pe picioare, vin și cu lama, dar erau niște sfaturi că să folosești balsam de păr sau o mască, ceva ce aplici pe păr, pe părul din cap, să aplici și pe zonele unde vrei să te dai cu lama și să știți că ăsta este un sfat destul de bun, adică să ia foarte ușor părul și nu te mai tai. Mie mi se mai întâmplă să mai mă tai pe aici, pe acolo. Nu știu dacă mă grăbesc, dacă sunt pur și simplu neîndemânatică, dar uneori mă mai tai. Pe 20 iulie a fost prima dată când am aplicat pe picioare un AHA și am început cu Peeling Solution de la Revox. 30 concentrație de 30% acizi AHA. Acum să vă spun ce conține, nu știu, hai că nu vă plictisesc cu chestia asta, puteți să căutați produsul pe internet și să-i găsiți ingredientele. Deci am început cu acest produs și am aplicat cam două pipete pe fiecare picior, de la genunchi în jos. Atât, nu n-am folosit în altă parte. S-a terminat destul de repede, adică în două săptămâni l-am cam terminat. Am văzut prin foarte multe clipuri menționat acidul lactic, n-am găsit la Revox acid lactic, nu știu dacă pur și simplu nu au sau n-am găsit eu în farmacia tei, dar am zis ok, este un AHA și ăsta o să funcționeze, sper, și am folosit un AHA. Mi s-a terminat AHA Peeling Solution asta de la Revox și am zis acid lactic, unde găsesc eu acid lactic? Dă-i și caută, am găsit niște produse, mi s-au părut prea costisitoare, că m-am gândit că pe de altă parte poate nu o să funcționeze metoda asta și nu vreau să dau un pumn de bani pe niște acizi. Și mi-am adus aminte că am acasă ceva și n-am mai fost nevoită să cumpăr. Aveam de la Revolution Skincare 5% acid lactic și acid hialuronic. Este un produs pe care l-am de anul trecut și l-am început și l-am folosit pe față și nu știu de ce la un moment dat am renunțat la el. De fapt știu de ce. Am primit alte produse, am vrut să le încerc și pe acelea și am luat pauză de la acest acid lactic.
Și am zis, ok, hai să-l folosesc pe picioare, pentru că are un an valabilitate de la deschidere, mă încadram ca timp și zic, numai bine, îl termin. Am folosit și acidul lactic, mai aveam mai puțin de jumătate din sticluță. S-a dus și ăsta destul de repede, pentru că v-am zis, pun o cantitate mai mare decât aș pune pe față, că na, pe față nu am atâta pe piele, suprafață, cum am pe picioare. Deci puneam un pic mai mult ca să mă asigur că ajunge peste tot, că distribui uniform produsul. Și la fel, foloseam acidul lactic, veneam, deci tot una așa, asta este ideea, veneam cu puțin ulei. S-a terminat acidul lactic, am fost iar în farmacia Tei și am luat acid glicolic, care este foarte ok și acidul glicolic, 20%. Și îl folosesc, încă nu l-am terminat, dar mai am foarte, foarte, foarte puțin, cred că, să zic, maxim de două utilizări. Deci mai este foarte puțin și cred că o să rămân pe acidul glicolic, zic eu, o să-mi recumpăr tot de la Revox. O sticluță de asta care are 30 de mililitri, pe picioare mi-ajunge cam două săptămâni și aplic așa, cam două pipete. Și la un moment dat, în tot acest proces al meu de a scăpa de acest aspect inestetic, am primit de la CeraVe cleanserul acesta antirugozități și am zis, mă, chestia asta e fix ce-mi trebuie și am început să mă spăl și cu acest gel de curățare pe care vi l-am arătat în favorite și vă spuneam acolo că îl aplic doar pe anumite zone unde am probleme și uite, de la genunchi în jos aplic cât o pompiță, da, iau o pompiță, masez în mâini să se facă așa puțină, puțină spumă și apoi întind foarte bine pe picioare, las să acționeze, pentru că cumva mi se pare că dacă îl las să acționeze și nu doar trec cu el și mă spăl și m-am clătit imediat, mi se pare că funcționează un pic mai bine și toate, deci las, nu știu, 2-3 minute să stea pe picioare, după care vin cu buretele. Deci toate produsele astea mi se pare că mă ajută și că am văzut așa o oarecare îmbunătățire. Este vag, pentru că nu vă arăt fotografii înainte și după, dar a trecut o lună, o lună și o săptămână și nu e încă momentul să vă arăt înainte și după. Dar poate că o să fac un update, poate primesc sfaturi de la voi, să-mi spuneți voi dacă aveți această problemă, ce faceți, ce folosiți. Și poate mai încerc și alte chestii și facem peste vreo câteva luni, adică fac eu un update și vă arăt înainte și după. Pe de altă parte, să știți că am lăsat-o un pic mai moale cu scrub-urile, nu mai îmi exfoliez pielea atât de mult, precum făceam înainte. Și chiar dacă aplic un scrub, poate o dată pe lună să se întâmple chestia asta, folosesc ceva pe bază de cafea, adică nu vreau ceva super, super abraziv. Înainte foloseam niște scrub-uri pe bază de zahăr, de whatever, și erau super abrazive și parcă mă zgâriau un pic așa la piele. Ceva pe bază de cafea, zaț de cafea, pot să-mi fac în casă, nu trebuie să-mi cumpăr neapărat un produs, am mai avut această discuție. Deci foarte rar vin cu un scrub. Înainte foloseam scrub-uri pentru că îmi creșteau în piele foarte multe fire de păr și ziceam eu că vin cu un scrub și ies la suprafață și nu mai mă tai sau nu mai îmi rănesc pielea atunci când mă epilez. Dar să știți că de când am început să folosesc exfolianți picioare. Poate pare foarte pretențios, dar nu e pretențios, pentru că de când am început să-i folosesc, nu mai cresc atât de multe, nu mai îmi cresc atât de multe fire în piele. Da, deci am lăsat-o mai moale cu scrub-urile pe corp, am început să folosesc exfolianți AHA, de tip AHA, în loc de aceste scrub-uri, folosesc un exfoliant chimic, nu unul fizic. Gelul de curățare CeraVe este foarte bun și dacă vreți să-l încercați, aveți astfel de probleme, eu vă recomand să-l încercați și să-l folosiți fix pe zonele cu probleme, nu trebuie să vă spălați din cap până în picioare cu el, doar acolo unde sunt probleme și să-l lăsați un pic așa să acționeze. Eu zic că și ăsta m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Și un alt pas foarte important, o cremă superhidratantă, dar o cremă care să fie fără parfum, deci nu o cremă de asta, caut să aplic niște creme care să fie ca un fel de tratament până la urmă, nu o cremă super parfumată care să mă fac așa să mă simt bine și să... Nu, ceva gen tratament, cum ar fi cremele tot de la CeraVe care nu au parfum, care sunt ok la ingrediente, sau Bioderma, Atoderm,
Nu știu, acum am gelul cremă de la Bioderma, tot derm. Vi l-am arătat în favorite. Am terminat cu CeraVe-ul, nu mai am CeraVe. Și mai am o cremă super hidratantă. De fapt, dacă vreți ceva super hidratant pentru pielea uscată, căutați ceva cu uree. Cremele astea sunt foarte, foarte ok. Și am ceva cu uree de la Gerovital, dar aștept să se mai răcorească pentru că e prea mult pentru mine în momentul de față, fiind totuși mai cald afară, parcă nu le suport și parcă nu intră așa cum trebuie în piele și am senzația că toată crema se ia pe așternuturi și de fapt am aplicat-o degeaba, deci aștept să se mai răcorească un pic afară și să trec la crema aceea de la Gerovital, care este un pic parfumată, dar e ok, formula mi se pare destul de bună. Da, cred că în mare am acoperit așa, cam tot ce aveam de acoperit, cam tot ce mi-am propus să vă povestesc despre această problemă pe care o am, care nu este o problemă până la urmă, nu e ceva așa, adică pielea mea nu arată chiar atât de rău, dar se observă o oarecare îmbunătățire. Nu mă așteptam ca după o lună, o lună și o săptămână, gata, să fie totul schimbat la 180 de grade, sub nicio formă. Toate lucrurile astea durează și trebuie să ai răbdare și în timp, dacă te ții de treabă, există șansa să arate totul mai bine. Și sper, odată cu venirea anotimpului rece, să pielea să arate mult, mult mai ok, pentru că nu o să mai umblu nici cu picioarele goale, goale, nu se mai așează praf, contează și chestia asta, nu mai transpiri. Oricât de așa, tot mai transpir un pic și pe picioare și se așează praful și se irită pielea și din aceste motive. Cam asta ar fi pe acest subiect. Am vrut pur și simplu prin acest clip să pornim o discuție. Sunt curioasă dacă voi v-ați lovit sau vă loviți în prezent de această situație, problemă între ghilimele și ce faceți în acest sens, dacă faceți ceva sau dacă v-ați gândit să luați măsuri sau poate ați fost deja la medic. Este foarte bine dacă ați fost la medic, asta ar fi trebuit să fac și eu, dar anul acesta nu cred că e cel mai potrivit din acest punct de vedere, adică sunt alte probleme mult mai grave. Da, un alt lucru pe care nu îl fac, deși eu zic mereu burete când mă spăl, nu mai folosesc bureții aia clasici pentru baie și nici lufe. Folosesc niște prosopele din bumbac. Îl folosesc odată, când se strâng mai multe, le bag la spălat la o temperatură mai mare și se dezinfectează. Am citit foarte multe chestii despre lufe și despre bureții ăștia de baie și nu. Nu mai vreau să folosesc, se adună pe acolo fel și fel de nebunii, deci folosesc niște prosopele, dar mi-a rămas așa în vocabular burete, da. Bun, păi, asta a fost. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii, hai să discutăm pe acest subiect. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!